Nici nu s-au stins bine ecourile festivalului medieval Ioan de Hunedoara, că renumitul edificiu medieval, Castelul Corvinilor, intră într-o nouă perioadă de agitație. Luni au început lucrările în cadrul celui de-al doilea proiect derulat de Primăria Municipiului Hunedoara pentru restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Castelului Corvinilor. Este vorba despre un proiect, al doilea, în valoare totală de aproximativ 6,6 milioane de euro, pentru care municipalitatea a obținut finanțare prin PNRR. Cu primul proiect, finanțat prin POR, am reușit în mare măsură să redăm strălucirea Castelului Corvinilor. Oricine a fost în urmă cu mai mulți ani aici și revine, acum observă diferențele. Tot prin primul proiect am reușit să redăm circuitului de vizitare câteva zone importante ale monumentului. Odată cu implementarea celui de-al doilea proiect, vom putea spune că s-a realizat, în sfârșit, o restaurare totală a Castelului Corvinilor. Prima, după cea care a început la 1868 și s-a terminat în 1917. Castelul Corvinilor este motorul turismului în județul Hunedoara și trebuie tratat ca atare. Tocmai de aceea nu ne vom opri aici. Pe lângă proiectul care vizează castelul în sine, mai avem în diferite faze de elaborare alte trei proiecte. Primul, restaurarea curții husarilor. Al doilea, realizarea unui muzeu etnografic în imediata apropiere a obiectivului, precum și realizarea unui parc tematic medieval în grădina și în șanțul castelului. Lucrările nu vor afecta accesul vizitatorilor în castel, a mai declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.